În calitate de șef al Guvernului României, investit prin votul majorității Uniunii Social-Liberale, majoritate care a primit în decembrie 2012 votul de încredere și de speranță al majorității populației din România, este de datoria mea în această seară să fac încă un apel înainte de ședința politică a Partidului Național Liberal către partenerii și colegii mei liberali, un apel de a salva proiectul politic numit Uniunea Social-Liberală, de a continua să guvernăm împreună și să aducem la îndeplinire obiectivele fundamentale pentru care am cerut și am obținut încrederea concetățenilor noștri în anul 2012. Fac acest apel către cei alături de care, în opoziție, în condițiile extrem de dificile ale regimului Traian Băsescu, regim care controla toate pârghile și instituțiile publice românești, am putut să avem curaj, să avem o viziune pentru România și capacitatea de a lăsa deoparte orice fel de orgoliu, orice fel de interes personal, orice fel de interes de partid, pentru a construi unul din cele mai importante proiecte politice pe care România l-a avut după 1989. Obiectivele Uniunii Social-Liberale au fost foarte clare, mi le asum în totalitate și sunt absolut convins că toți colegii liberali și le asum în continuare, și anume lupta împotriva regimului Băsescu, a tot ceea ce înseamnă acesta în formele sale de manifestare antidemocratice, antisociale și antinaționale, și capacitatea de a guverna împreună România în sensul îndreptării nedreptăților comise de regimul Băsescu, în sensul dezvoltării noastre economice și al unei viziuni care să cuprindă momentul 2018, momentul România 100, acela în care țara noastră să fie un membru important al comunității europene și internaționale și o țară în care cetățenii săi să aibă o șansă de dezvoltare. Cred că astă seară, mâine oricând, o decizie de desființare a Uniunii Social-Liberale ar fi o decizie greșită după acești ani în care, repet, am luptat împreună în opoziție cu cei mai mulți dintre liderii Partidului Național Liberal alături. Am guvernat bine și vreau să spun că există o contribuție fundamentală a tuturor miniștrilor liberali, a parlamentarilor liberali, a aleșilor noștri locali, pentru ca anul 2013 să fie unul din anii cei mai buni pentru România din punct de vedere economic și social. Am candidat împreună și nu există în realitate niciun parlamentar care să fi fost ales ca social-democrat sau ca liberal sau conservator. Toți am fost aleși ca Uniune Social-Liberală și cred că obligația noastră față de alegători este de a rămâne împreună. Avem un bilanț împreună, avem realizări importante care arată că ne-am ținut de cuvânt cu lucrurile importante. Avem însă multe alte obiective în față. Traian Băsescu și regimul său există încă. Victoria noastră ca proiect politic nu este încă finalizată și pentru viitor România este absolut esențial să ducem aceste obiective fundamentale la bun sfârșit. Apelul meu conține și disponibilitatea totală de a discuta în continuare cu liderii Partidului Național Liberal tot ceea ce poate fi identificat ca soluție pentru a continua proiectul USL. Până în ultimul moment voi fi deschis dialogului, dacă acesta va fi dorit de către colegii mei, și vreau să precizez pentru toți cei care astăzi vor lua decizia, direct să afle de la mine, că da, vreau să numesc în funcție toți cei care sunt propuși de Partidul Național Liberal pentru funcțiile pe care le-am stabilit împreună și pentru care am obținut votul Parlamentului. Evident că îmi doresc să lucrez cu domnul Iohannis ca ministru, că nu doresc și nu vom revendica niciun fel de funcție a Partidului Național Liberal pentru Partidul Social Democrat, că partenerul nostru și colegul nostru, domnul Daniel Constantin, a renunțat la solicitarea de a fi viceprim-ministru,
că propaganda regimului Băsescu, care vorbește de proiecte controversate, amnistie, lucruri care să afecteze justiția, este doar o propagandă în fața care am rezistat de fiecare dată și că avem proiecte esențiale, modificarea Constituției, descentralizarea, pe care trebuie să le finalizăm împreună. Cred că Guvernul României și eu ca prim-ministru vom putea să ne facem datoria mai bine în măsura în care rămânem împreună și orice ce se va decide astăzi, decizia mea și mâna întinsă către partenerii liberali este în continuare și va fi în continuare valabilă. Sper că acest apel să fie bineînțeles și sper să găsim soluțiile cele mai bune. Vă mulțumesc!